Caminul cultural din comuna Zurlențu Mare a fost neîncăpător pentru delegația social-democrată venită să susțină candidații PSD pentru alegerile locale din 9 iunie. Președintele social-democrat Marcel Ciolacu, prin vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu, candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Silviu Hurduzeu, dar și ceilalți candidați social-democrați pentru orașe și comune au participat la această întâlnire. Gazdă, alături de sătenii care au venit să-și primească oaspeții de seamă, la Zurlențu Mare a fost actualul primar Marius Ișvan, candidat pentru un nou mandat. La alegerile din 9 iunie îmi doresc să aveți o echipă cât mai bună administrativ locală. Fără implicarea lor, nu se poate dezvolta niciodată o zonă, a afirmat în fața oamenilor prim-ministrul României, președinte al PSD, Marcel Ciolacu. Nu poți să ajuți o comunitate, nu poți să te implici într-o comunitate, nu poți să ai un plan economic, în primul rând, pentru o comunitate, dacă nu o înțelegi. Și atât Sorin, cât și Silviu și Marius mi-au explicat cum este la dumneavoastră la care aș reveni. Deci, dumneavoastră a avut o tradiție și am fost astăzi și la Oțelul Roșu și mulțumesc mult domnului primar că ne-a dus într-o fabrică cu o istorie de 125 de ani. Pe urmă am fost cu Silviu la Reșița în cea mai importantă uzină și am văzut o istorie de 250 de ani. Ce m-a impresionat cel mai mult? Că la Oțelul Roșu am văzut ce vedeți și dumneavoastră la televizor de 30 de ani. Cum s-au tăiat laminoarele, s-au vândut la fier vechi. Cum s-au vândut bucăți dintr-o istorie de 225 de ani, munca a zeci de mii de români, luată și vândută la fier vechi, fără nicio perspectivă, fără niciun viitor. La rândul său, prim vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat că județul Caraseverin are nevoie de o echipă puternică și cu experiență care să ducă la dezvoltarea județului și asta se poate face cu Silviu Hurduzeu în fruntea Consiliului Județean. După Revoluție, în acest 30 și ceva de ani, județul nostru a devenit din ce în ce mai bătrân. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că tinerii, mare parte din tineri, ori au plecat în afară la muncă, ori au plecat la Timișoara, de exemplu, cum am făcut și eu, pentru că acolo au găsit de muncă. Locuri bine plătite, așa crește, de muncă bine plătite, așa ne creștem și noi nivelul de talie. Dar să nu uităm un lucru. Pentru fiecare din aceste probleme, avem rezolvări mai mari sau mai mici. Eu vă îndemn, fiindcă suntem la o întâlnire electorală. L-am aici în stânga pe Marius și vă îndemn cu toată puterea mea să-l votați pe Marius în 9 iunie. E adevărat că nu cred că are emoție. Marius, mulțumesc frumos, mult succes să ai. Sunt convins că ce s-a întâmplat astăzi la Zurlenț nu se va mai întâmpla, nu s-a întâmplat niciodată, nu se va mai întâmpla sau poate se va mai întâmpla. În momentul în care vom fi câștigători și scorurile vor fi foarte mari, poate facem și o ședință de guvern la Zurlențul Mare. Felicitări, mult succes tuturor! Deputatul Silviu Hurduzeu, președintele organizației județene, candidat pentru președinția Consiliului Județean, a precizat că unul dintre obiectivele sale majore în această campanie electorală a fost să ajungă în fiecare localitate din județ, pentru a arăta că fiecare cărășan contează, fiecare localitate trebuie sprijinită pentru a-și atinge potențialul. De asemenea, Silviu Hurduzeu și-a dorit să ajungă în fiecare localitate pentru a dovedi că va fi un președinte de Consiliul Județean mereu printre oameni, spre deosebire
de cel aflat acum în funcție, pe care mulți nu l-au mai văzut la față din 2020 și până acum, a afirmat Silviu Hurduzeu.